Dar cine se trăiască, rosina noastră se trăiască, la mulți să-i trăiască, rosina noastră se trăiască, la mulți să-i trăiască. Dar cine se trăiască, dar cine se trăiască, rosina noastră să trăiască, la mulți să-i trăiască, rosina noastră să trăiască, la mulți să-i trăiască. Scumpa noastră măgiată, noi știm că astăzi pentru tine este o zi specială, o zi frumoasă, așa? Azi împlinești 18 ani. Și cineva drag, care te iubește foarte, foarte mult, dar din păcate nu poate și alături de tine, a hotărât să facă pentru tine o surpriză frumoasă. Cum crezi, cine? Așa. Ține-ți rog florile, șampanie și torta dulce. Stați-vă frumos. Noi avem și o felicitare, un mesaj pentru tine. Spate noi să citim, da? Scumpa noastră, Rosina. Felicitări cu ocazia zilei tale de naștere și frumoasei vârstei de 18 ani. Te felicităm pentru această zi frumoasă. Îți dorim o viață lungă și bogată, frumusețe în jur, realizări extraordinare, inspirație și perseverență, forță și curaj. Dorim să simți ce înseamnă iubire adevărată și sinceră, să ai parte de bunătatea și căldura celor dragi. Fericire, frumusețe și sănătate numai pentru tine, scumpa noastră, la mulți, mulți ani. Surpriza vine din partea verișorilor Maxim și Marius, tetea Sorina și tetea Iura, de la Peter. Și desigur din partea lui tata și scumpa bunică. Noi te felicităm încă multe, multe ori și cu toți împreună îți dorim mulți, mulți ani înainte. Și desigur noi am venit nu numai cu o felicitări, dar și o dedicație muzicală specială pentru tine în ziua aceasta specială. Să trăiască Rosina la mulți ani și sănătate! Și
Primul dat să fericit, îmi dorit că îi viți fi alături de mine. Toată lumea a venit, totul este pregătit să se ureze numai bine. Toți prietenii îmi doresc și
dragoste. Nu mai așa, nu mai așa. Și te-ați găsit și te-ați cânta. Te-ați cânta și zi și noapte. S-au zis inima cum bate. Cânta și zi și noapte. S-au zis inima cum bate. Te-ați cânta o viață toată. Și te-ați mai cânta o viață. Noi vrem să vedem ție cuvântul pentru mulțumire pentru aceia care a făcut să sărbătoarea aceasta foarte frumoasă și veselă. Sorina, Iura, Maxim, Marius, părinții mei de acasă, vă mulțumesc foarte mult. N-am așteptat așa ceva cum ar fi, dar încă o dată mulțumesc și vă iubesc tare, tare și vă aștept să veniți la Moldova. Bravo! La mulți ani! La